Psalmul 100, un psalm de laudă ne îndeamnă. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, a Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Binecuvântat să fie Domnul pentru că suntem ai Lui, poporul Lui. Spun aceasta potrivit cu lecția a 8-a din tematica lecții din Cartea Daniel, intitulată Poporul lui Dumnezeu printre popoare. Și fie ca toți și ce mă ascultă să facă parte pentru vecii vecilor din poporul lui Dumnezeu. Oamenii, cum știți, sunt răspândiți pe fața pământului prin porunca divină. Și astfel, cu trecerea timpului, cu înmulțirea lor, s-au constituit în popoare, în națiuni, caracterizate prin limbă, religie, cultură și localizare geografică pe cât se poate comună, toate acestea comune. În Cartea Deuteronom, în capitolul 32, versetul 8, Moise spunea, legat de implicarea lui Dumnezeu, când cel preanț a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, ceea ce a făcut și în cazul reveilor după numărul copiilor lui Israel. În Cartea Daniel, pe care noi o studiem în prim plan, este scris în capitolul 1 despre structurile sociale, administrative care erau atunci, de împăratul Babilonului, de împăratul Ierusalimului, de modificările care au avut loc, că toate acestea, extinderea sau restrângerea, sunt cu îngăduința lui Dumnezeu. Și Nebucadnețar spunea în scrisoarea sa, în capitolul 4, ca unul care stăpânea peste multe popoare, către popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, un element comun foarte caracteristic prin care neamurile sunt păstrate împreună și distincte de alte neamuri, de alte popoare, așa cum a rânduit Dumnezeu de la turnul Babel. Le dorea el să aibă multă pace și a vrut să le comunice lucrurile efectuate de Dumnezeu ca semne și minuni în viața lui. Într-un fel, sub ideea asta se înscrie și lecția de față și nu numai toate din acest ciclu pentru a povesti lucrurile lui Dumnezeu așa cum au fost notate în Cartea Daniel, dar cum sunt susținute și de alte părți, alte texte ale Scripturii. Așadar, popoarele sunt cele rânduite de Dumnezeu, multe la număr. Ce este poporul lui Dumnezeu? De ce este numit așa? Cu siguranță ne gândim la Israel, pentru că Dumnezeu l-a luat ca popor al Lui. Așa cum s-a spus încă din perioada patriarhilor și a eliberărilor din Egipt. Eu citesc acum ce spunea Moise și a scris Cartea Deuteronom, capitolul 7, de la versetul 6. El spunea, adresându-se poporului, că tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui între toate popoare pe fața pământului. Doar că întregeți la număr pe celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, că și voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să ține jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, e vorba de Avram, Isaac și Iacov, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternic și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Dar la Israel, ca făcând parte din poporul Dumnezeu, s-a adăugat de-a lungul miilor de ani oameni în număr mic sau mai mare care au vrut să slujească lui Dumnezeu.
Asta atât până la Domnul Iisus Hristos, cât cu atât mai mult după aceea, în ceea ce Scriptura numește vremea neamurilor. Pentru perioada de până atunci, citez Maleahii capitolul 1, versetul 11, căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între neamuri. Și pretutind din seară de tămâie în cinstea numele meu și aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele Domnului oștirilor între neamuri. Pentru perioada de acum, citesc 1 Petru, capitolul 2, de la versetul 9, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor, despre asta vorbim, pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al Lui. Care este scopul acestui popor, voi aminti mai târziu. La început am vrut doar să identificăm subiecții în discuție. Deci, pe pământ există poporul lui Dumnezeu și alte popoare. Poporul lui Dumnezeu este între alte popoare. Și nu doar evreii au fost răspândiți peste tot, cum avem deja în cartea lui Daniel imagini de după deportare, dar acum, în vremea bisericii, poporul lui Dumnezeu este împrăștiat peste tot, pentru că, așa spunea Petru, cel trimis în casa lui Corneliu, după ce a înțeles acest fenomen, a zis, citesc Fapte 15 cu 14, Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Repet binecuvântarea de la început, de a bunul Dumnezeu, toți cei ce m-a ascultat, să faceți parte din acest popor. Voi spune mai întâi ceva despre popoare, la modul general, apoi despre poporul Dumnezeu în mod special și într-un al treilea capitol despre câteva relații care se formează, se derulează între poporul Dumnezeu și alte popoare. Referitor la toate popoarele, menționez bazat pe Scripturi, pentru că aici avem informațiile demne de crezare întotdeauna. Orice popor s-a format prin voia Domnului și există numai prin providența Lui. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 27, într-o vreme de reformulare, existența unor popoare, de retrasare a unor granițe, de pierdere sau câștigare a independenței, citim. Așa vorbește Domnul oștirilor, împăratul lui Israel. Iată ce se spune stăpânilor voștri. Eu am făcut pământul pe oameni și dobitoacele care sunt pe pământ cu puterea mea cea mare și cu brațul meu întins și dau pământul cui îmi place. Acum dau aceste țări în mâini robului meu Nebucadnețar, împăratul Babilonului, îi dau chiar și fiarele câmpului ca să fie supuse. Prezintă termen și spune mai apoi că dacă cineva va încerca să se potrivească, Dumnezeu va recurge și la alte mijloace pentru a-și îndeplini voia, pentru a pune în aplicare decretele sale. În Daniel, în capitolul 4, de la versetul 18, este scris ceva în aceeași idee. Capitolul 5, știam că e vorba de Nebucadnețar, dar este în cuvintele spuse de Daniel lui Belșațar. Împărate Dumnezeul cel preanalt, dădu statului tău Nebucadnețar împărăție, mărire, slavă și strălucire. Din pricina măririi pe care o dăduse Dumnezeu, evident, toate popoarele, neamurile, oamenii, toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și scobora pe cine voia. Dar autoritatea ultimă era la Dumnezeu, ceea ce Nebucadnețar a experimentat și a recunoscut. Citesc și din Fapte, capitolul 14, din cuvintele apostolului Pavel, pentru a întări ideea aceasta că neamurile, din punct de vedere politic, economic, se bucură de existență și de continuitate
de progres, numai și numai prin grația divină. Fapte 14 cu 16 și 17. El în veacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpul roditoare v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Că îi drept ce spunea psalmistul și ce spunea Domnul Iisus, că Dumnezeu este bun, ba chiar prea bun, atât cu cei ce-l ascultă, cât și cu cei ce nu-l ascultă. Asta cel puțin pentru o vreme, pentru a le lumina mintea, pentru a-i face să înțeleagă dacă vor. O a doua și ultima mențiune despre popoare. Fiecare popor are Dumnezeul său, zeitățile, religia lui, pe care o pretinde și uneori chiar o impune a fi corectă. În Cartea a doua împăraților, în capitolul 17, aflăm ceva despre zeității, despre religia popoarelor deportate de asirieni, unele dintre ele în ținutul lui Israel. Citesc de la versetul 29. Dar neamurile și-au făcut fiecare dumnezei săi în cetățile pe care le locuiau și i-au așezat în templele idolești din înălțimile zidite ale Samariei. Și e numere. Oamenii din Babilon au făcut pe Sucot Benot, oamenii din Cut au făcut pe Nergal, cei din Hamat au făcut pe Ashima și așa mai departe. Cu religia lor, cu preoții lor, cu întreaga slujire, cu jertfe cum era atunci. Citim și din 1 Cronici 16, de la versetul 25, unde este scris astfel. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toți dumnezeii. Căci toți dumnezeii poporilor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerul. Adică aceste zeități sunt, știi, imaginații, având în spate o structură demonică, o lucrare de rătăcire. Dar popoarele țin la limba lor, la cultura, la religia lor, în mod deosebit. După cum este scris și în Ieremia, la capitolul 2, de la versetul 10, treceți în Chitim, la Chedar, și vedeți dacă s-a întâmplat așa ceva. Și-a schimbat vreodată un popor dumnezei, măcar că ei nu sunt dumnezei. Capitolul 10, versetul 3, aceeași carte, Ieremia, notează: căci obiceiul neamurilor sunt deșarte. Tai un lemn de pădure, mâna meștre lucrează cu securea și descrie mai departe procesul tehnologic și apoi închinarea de care se bucură acea bucată de lemn, de piatră sau, pentru cei mai bogați, din metale prețioase. În Daniel, în capitolul 3, avem o situație de impunere, nu doar de recunoaștere opțională a unei zeități, a unui mod de închinare. Împăratul Nebucadnețar spunea, citez chiar de la sesizarea făcută, versetul 12, unde se spunea că cei trei evrei nu slujesc dumnezeilor tăi, împărate, și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Și împăratul întreabă, versetul 14, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care mi l-am înălțat? Și apoi a pretins, spune versetul următor, că nu există alt Dumnezeu care să aibă autoritate peste el și peste zeitățile sale. Dumnezeu l-a contrazis în aceea zi și el a recunoscut-o. În capitolul 5, versetul 4, la ospățul lui Belșațar, din nou scrie aici că au lăudat pe acei dumnezei. Dar noi știm și din spusele apostolului Pavel și nu numai că un idol este tot una cu nimic, măcar că demonii se folosesc de toate aceste forme înșelătoare. Cum au ajuns oamenii, popoarele, așa? Pentru că toți oamenii au origine divină. Ca unii care sunt conștienți că oamenii n-au mers de la pădure înspre sat și dinspre sat înspre pădure, că s-au sălbăticit.
Totuși Dumnezeu le-a lăsat la oameni anumite repere sfinte și vrea să li se descopere. Cele petrecute în cartea Daniel sunt, între altele, un mod de a se descoperi Domnul acelor popoare, scrie în 2:47. Împăratul Nebucadnețar e acum o experiență specială, am mai avut el și altele, dar iată ce a spus despre aceasta: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeu Dumnezeilor și Domnul împăraților, că cel descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Și apare aici un semn al exclamării. Eu cred că a fost efectiv mirat acest rege. Pavel spunea atenienilor care aveau, fiind mai democrați, mai multe zeități și lăsau libertate ca omul să-și aleagă zeitatea sau zeitățile în funcție de mono sau politeismul său. Dumnezeu a făcut ca toți oamenii și dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinților ca ei să caute pe Dumnezeu, să silească să-L găsească bâșbuind măcar că nu este departe de fiecare. Da. Pentru că scrie același Pavel, citesc din Roman, din capitolul 1, că natura este un mod de a-L vedea pe Dumnezeu. Versetul 20, în sușirile nevăzute, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea omului când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Și apoi scrie în capitolul 2 că 14. Neamurile, măcar că n-au lege, și fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege și sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrurile legii este scris în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândul lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Deci în funcție de cât cunoaște cineva, conștiința aprobă sau dezaprobă faptele lui. Trecem la poporul lui Dumnezeu, care a avut un statut special. Îmi spune Pavel în Roman, sunt mari în primul rând pentru că au primit cuvintele lui Dumnezeu, revelația și legământul în care i-a socotit Dumnezeu ca poporul al său, le dau acest statut aparte. Israel este numit în Exod capitolul 4, versetul 22, ca întâiul născut, chemat să slujească Domnului. Și tot în Exod, în capitolul 19, scrie de la versetul 5: acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei între toate popoarele, căci tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copilul lui Israel. În capitolul 24 este prezentat momentul încheierii legământului cu stropirea cu sânge a cărții și a poporului. Și Moise, uzând de acest har, se ruga, citesc din capitolul 33 de la versetul 13: gândește-te că neamul acesta este poporul tău. El a pledat pentru însoțirea Domnului. Versetul 16: cum se va ști că am căpătat trece înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când mergi tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Citesc tot din Moise, Deuteronom, capitolul 4, de la versetul 6. Vorbind despre legi, porunci și tot ceea ce aveau ei: să le păziți, să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înainte popoarelor care vor auzi vorbirile de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Și însoțirea divină, harul, care este în adevăr neamul acesta așa de mare, neamul acela atât de mare încât să fie avut pe Dumnezeu lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeu nostru ori de câte ori îl chemăm. Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi, porunci și drepte cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte. Bine spunea Haman către Ahasverosh că e un popor care are legi deosebite, Estera 3:8, de ale tuturor popoarelor. Și Dumnezeu a avut și încă are un plan cu acest popor. Ajungem și la cartea Daniel, unde scrie în capitolul 9, de la versetul 24,
Câte zeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Nu intru în detalii, am vrut doar să arat și de aici că poporul Dumnezeu este special prin revelație și prin legământ, prin planul lui Dumnezeu cu ei. De aici derivă faptul că Israel a avut favoruri, drepturi speciale, suplimentare, dar și îndatoriri mai mari ca celelalte națiuni. Ei sunt purtători de cuvânt al lui Dumnezeu, așa cum se observă în toată istoria lor și chiar din istoria celor patru evrei prezentați în cartea Daniel. Când s-au identificat deja ca popor, fiind scoși din Egipt, scrie în cartea Exodul la capitolul 15, a apărut acea cântare inspirată din care citesc de la versetul 13. Prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta și prin puterea ta îl îndrept spre locul cașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Enumere pe câteva dintre ele, versetul 16, îi va apuca teama și spaima, iar văzând măreția brațului tău, vor sta muți ca o piatră până va trece poporul tău, Doamne, până va trece poporul pe care ți l-ai răscumpărat. Tu îl vei aduce și îl vei așeza pe muntele moștenirii tale. Și ce a făcut Dumnezeu cu evrei atunci va face cu poporul său și dintre neamuri. Numai ei să înțeleagă să nu se piardă, cum este scris în cartea lui Osea despre Efraim, care și-a pierdut identitatea și n-au înțeles la ce i-a chemat Dumnezeu. Versetul 8, în capitolul 7, Efraim se amestecă printre neamuri. Ce trist! Versetul 11, Efraim a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere. Ei aleargă în Asiria, ei cheamă Egiptul. Dumnezeu le-a spus evreilor în Deuteronom capitolul 12, de la versetul 29, mai exact de la 30, citim, să nu fie interesați de religia popoarelor păgâne, să nu spună cum slujeau neamurile Dumnezeilor și eu vreau să fac la fel. Și 31, tu să nu faci așa, pentru că neamurile aveau o slujire idolatră foarte greșită. După cum scrie aici, își ardeau în foc fii și fiicele. Dumnezeu nici n-a spus așa ceva evrei să nu facă, pentru că era fi considerat prea josnic să-ți spună să nu-ți arzi copiii. Dar spune aici ca să scoată în evidență diferența de valoare dintre religia lor și religiile celorlalte popoare. Psalmistul scria în 147, citesc doar finalul psalmului, El descopere lui Iacov cuvântul său, lui Israel, legile și poruncile sale. El n-a lucrat așa cu toate neamurile și ele nu cunosc poruncile lui. Și iată motivul pentru care spune, și bine să o facem, lăudați pe Domnul. În Daniel, în capitolul 1, este scris de la versetul 17 că Dumnezeu, cum vă spuneam, că evreii au avut favoruri, dar și îndatoriri speciale, dată celor patru tineri, știință, pricepere. Și când au fost testați, scrie în versetul 20, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere spre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destonși decât toți vrăjitorii și toți stele care erau în toată împărăția lui. Întotdeauna oamenii poporului Dumnezeu au fost mai înțelepți, pentru că au fost mai înțelepțiți de Dumnezeu. Cum ne-a spus evreilor că vrea să fie cap și nu coadă. În capitolul 6 din noi este scris că după ce au venit mezii și perșii la conducere, n-a fost niciunul să legaleze pe Daniel și ar fi vrut să-l pună peste toată împărăția. Dar au găsit o motivație de ordin religios. Însă Dumnezeu și aici a intervenit și și-a apărat poporul. Și apoi scrie în Daniel 12, aici avem de-a face cu evenimente care încă nu s-au împlinit,
despre o vreme de strâmtorare, dar în vremea aceea Dumnezeu va mântui pe poporul său, va lucra cu ei într-un mod special. Am ajuns la capitolul 3, relația între poporul Dumnezeu și alte popoare. Notez aici patru aspecte. Primul, Dumnezeu ia atitudine față de faptele tuturor oamenilor, dintre evrei sau din alte popoare, tratându-i atât individual cât și comunitar, ca și localitate și chiar ca națiune, pentru că așa sunt structurate faptele oamenilor. Unele comise în mod individual și altele comise ca și comunitate. În Iov, capitolul 34, de la versetul 17, este scris că Dumnezeu cel atotputernic strigă către împărați, netrebnicilor, către domnitori, nelegiuiților. Toți sunt lucrarea mâinilor lui. Versetul 21, Dumnezeu vede purtarea tuturor, privește pașii fiecăruia. Nu este nici întuneric, nici umbra morții unde se poate ascunde cei ce fac fără de legea. Dumnezeu nu are nevoie să privească multă vreme ca să tragă pe un om la judecată înaintea lui. El zdrobește pe cei mari fără cercetare. Asta cercetare în sensul cum pricepem noi, că el dintr-un foc îi vede, îi vede chiar cu anticipație, și pune pe alții în locul lor, căci el cunoaște faptele lor, noaptea răstoarnă, sunt zdrobiți, ce n-a fost zdrobit așa Babilonul. Îi lovește ca pe niște nelegiuiți în fața tuturor. Versetul 29. La fel se poartă fie cu un popor, fie cu un om. Da? În Ieremia, în capitolul 18, este scris despre modul lui Dumnezeu de a interveni în bine sau în rău în funcție de faptele oamenilor. Citesc pe scurt de la versetul 7. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îi voi mulze, îi voi surpa, că îi voi nimici. Dar dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îl pusesem în gând să îl fac. Și de asemenea, deodată zic despre un neam sau despre o împărăție, că îi voi zidi sau că îi voi sădi, dar dacă neamul acesta face ce este rău înaintea mea și nu ascultă glasul meu, atunci îmi pare rău și de binele pe care le aveam de gând să îl fac. Așa lucrează Dumnezeu. Să ne gândim și la cele scrise în Ezechiel, capitolul 14, unde sunt notați cu numele trei oameni al lui Dumnezeu. Noe n-a fost evreu. Daniel, evreu. Și Iov n-a fost evreu. Poporul lui Dumnezeu cuprinde oameni dintotdeauna, din toate națiunile, dar poporul evreu are statutul său special. Este scris acolo că atunci când Dumnezeu judecă, face distinție între ei și evident dacă ar fi fost alții s-ar fi bucurat de aceeași favoare și ceilalți care au alte atitudini. Să ne gândim și la cele scrise în cartea Daniel. Dumnezeu a pedepsit când a vrut doar regele, ne gândim la Nebucadnețar, evenimente descrise în capitolul 4, sau capitolul 5, a pedepsit toată națiunea. Și nu s-a schimbat numai rege, s-a schimbat regatul, conducătorii. Să ne gândim la cele scrise în capitolul 11, o succesiune de războaie. Dumnezeu se judecă fie cu unii, fie cu alții. Are vremuri de judecată, e atitudine față de evrei, față de alții. Asta dovedește autoritatea lui supremă. Un al doilea aspect. Israel a avut multe ispite cu popoarele din jur. Confruntarea a fost în prim plan religioasă. Ce Dumnezeu sau ce religie este adoptată? Și de aici toate efectele directe și indirecte. Dumnezeu s-a prezentat evreilor, dar știți că și-au confecționat la scurtă vreme vițelul după prototipul egiptean. Ajuns la hotarele Canaanului, ne spune Scriptura în cartea Numeri, la capitolul 25, că a avut contact direct cu
cu alte popoare. Și scrie de la versetul 1, Israel locuia în Sitim și poporul a început de la curvie cu fetele lui Moab. El a poftit poporul la jertfele dumnezeilor și poporul a mâncat, s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor și Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Idolatria și imoralitatea sunt cele mai puternice forțe și diavolul le împletește ca să poată avea succes. În Cartea Judecător este scris în mod repetat că evreii, eu citesc doar din capitolul 3, s-au îndepărtat de Domnul și au adoptat religia poporilor din jur. Versetele 5 și 6. Și copilul Israel a locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Aceste încuscriri, ca și în cazul celui mai înțelept om Solomon, așa cum scrie în Cartea 1 Împărați, capitolul 11, primele două versete, duc la pierderea relației cu Dumnezeu, la adoptarea religiei păgâne. Eu obișnuiesc să spun că e ca la matematică, plus cu minus dă minus. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie distinct. Când își pierde identitatea spirituală, așa cum s-a întâmplat în Cartea Judecător, în mod repetat își pierde și identitatea ca stat, ca națiune, au loc și alte pierderi economice, intră pe rol blestemele și toate relele. Asemenea stări sunt mărturisite de prorocul Daniel în rugăciunea descrisă în cartea sa, în capitolul 9, de la versetul 4, unde el în mod repetat face referire la neascultarea evreilor de cele descoperite de Domnul, care îi făceau să fie speciali, să fie separați. Scrie în versetul 11, fragment de rugăciunea lui, că și tot Israelul a călcat legea ta, s-au bătut astfel ca să n-asculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și rechizitoriul lui Israel a regatului de nord, descris în 2 Regi 17, are ca prim punct, prin cap de acuzare, idolatria. În cartea Daniel, în capitolul 3, aici se dă bătălia, închinarea din Valea Dura. În capitolul 6, conflictul este tot pe tema închinării. Evreii aceștia au rămas tari. Tocmai în aceste puncte critice în care poporul lui Dumnezeu a falimentat, nu în întregime, că întotdeauna Dumnezeu a avut o rămășiță de-a lungul generațiilor. Aceeași bătălie pentru închinare va fi până la sfârșit, cum scrie în Apocalipsa 11, căci Dumnezeu măsoară numai închinătorii din templu, restul se pierde. Și în Apocalipsa 13 este scris, versetul 4, că oamenii se vor închina fiarei și balaurului. Și atât de mult ține diavolul asta, asta a cerut și în ispitirea Domnului Iisus din pustie, încât în final, ca și în Babilon, se recurge la constrângere. Scrie în versetul 15, se dă putere să dea suflare icoane fiare, ca icoana fiare se vorbească, ceea ce creează un miraj, și se facă să fie omorâți tot ce se nu se vor închina icoanei fiarei. Aici se separă în modul cel mai dur, cu preț de sânge, poporul lui Dumnezeu de alte popoare. Dar tocmai aceasta a fost ispita omniprezentă în relația dintre poporul lui Dumnezeu și alte popoare, în confruntarea spirituală dintre a rămâne credincioși lui Dumnezeu, care li se descoperise, care îi luase ca popor al lui, sau a se amesteca, a accepta religiile păgâne cu toate stările lor firești, lucruri prin care diavolul câștigă omenirea. O a treia mențiune, în ce privește relația între poporul Dumnezeu și alte popoare, atitudinea unui popor față de poporul lui Dumnezeu a fost notată și răsplătită în mod special de Dumnezeu.
Important de reținut asta și foarte evident menționat în Scripturi. În cartea lui Ezechiel, capitolul 25, cum spuneam și mai înainte, Dumnezeu înființează sau desființează popoare, este scris aici despre fiul lui Amon, despre Edom, despre moabiți, rudenii de origini a evreilor. Citesc versetul 6, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului din țara lui Israel, de aceea, deci iată un motiv principal, iată îmintind mâna peste tine, te dau pradă neamurilor, te șterg din mijlocul poporilor, te scot din numărul țărilor și te nimicesc și vei ști că eu sunt Domnul. La fel scrie și pentru celelalte, versetul 15, pentru că filistenii s-au dat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului voind să nimicească totul unor lor străvechi, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, mintind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desfârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie și vor ști că eu sunt Domnul când îmi voi răzbuna pe ei. Asta e expresie cheie în cartea Ezechiel și vor ști. Vor ști evrei și vor ști toate neamurile că El este Dumnezeu care are un popor și care are planuri care le duce la îndeplinire. În Daniel, în capitolul 2, este scris că Nebucadnețar a avut o atitudine favorabilă față de Daniel și față de ceilalți. Și eu cred că și din acest motiv Dumnezeu i-a fost favorabil mai târziu. El a recunoscut, nu ca faraon. Faraon, cu toate constrângerile, cu toate dovezile minunilor, n-a vrut să recunoască. Nebucadnețar recunoaște în mod repetat stăpânirea divină. În capitolul 7, de la versetul 21, este scris, am văzut de asemenea cum cornul acesta, e vorba de cornul cel mic, ultima generație de regi lumești, a făcut război sfinților și i-a biruit până când a venit cel prea îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Deci, de regulă, Dumnezeu intervine în funcție de atitudinea celorlalți față de poporul său. În Obadia este descris pe larg de ce Dumnezeu a hotărât să nimicească pe edomiți și apare în mod repetat expresia nu trebuia să se uite cu mulțumire, cu bucurie atunci când evreii au fost pedepsiți, pentru că e distinct, vom vedea cum pedepsește Dumnezeu pe evrei, pe poporul său și pe ceilalți. Și continuă expresiile acestea de nu trebuia nici să nimicești, nici să colaborezi cu alții. Și apoi le spune, versetul 15, cum ai făcut așa ți se va face? Și am putea completa spunând cum ai făcut în atitudinea ta față de poporul Domnului, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. În profetul Zaharia, vorbind tot de aceste relații și atitudinile față de poporul Dumnezeu, scrie așa, căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Iar în Apocalipsa 17 și 18, fără să mai citesc, doar fac o referire generală, este scris că acea femeie, ce călărea pe fiară, era îmbătată de sângele sfinților și în capitolul 18 se face o legătură cu Babilonul și din punct de vedere economic, politic, își vor primi o sânda datorită atitudinilor față de poporul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu face dreptate aleșilor săi. Ultimă precizare aici. Dumnezeu a pedepsit poporul său prin alte popoare. Și interesant, și pe alte popoare prin poporul său. Cum știți, Dumnezeu a pedepsit evreii împrăștiindu-i sau uneori fiind subjugați în țara lor. În Psalmul 106 este scris de la versetul 40, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său, a urât moștenirea lui, i-a dat în mâinile neamurilor.
Cei ce orau au pus stăpânire pe ei, vrăjmașilor i-au suprit și au fost smeriți sub puterea lor. Chiar și ceea ce s-a întâmplat în vremea celui de-al doilea război mondial a fost tot o pedeapsă a lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în istorie când au fost expulzați, antisemitismul este tot așa ceva. Iar în cartea Daniel este scris în capitolul 1, primele două versete, citez: împăratul Nebucadnețar al Babilonului a venit în puterea Ierusalimului și l-a împresurat și Domnul a dat în mâinile lui pe împărat și o parte din vasele casei Domnului și, cum știm, o parte din popor. Au fost trei momente speciale: cel în care a fost deportat Daniel, cel în care a fost dus în Babilon Ezechiel și cel în care în 586 a fost distrus și templu și dus în Babilon ultima serie din cele trei de evrei. Dar, cum spuneam, și alte popoare au fost pedepsite prin evrei. Să ne gândim la cananiții care au fost inimiciți prin Iosua odată cu intrarea în Canaan. Să ne gândim la ce va fi la sfârșit când neamurile se vor aduna împotriva evreilor și acolo îi va pedepsi Dumnezeu, scrie în Isaia 36, în Ezechiel 36 de la versetul 4. Așa vorbește Domnul, pentru că au ajuns pradă pentru neamuri evrei și țara. Versetul 5, așa vorbește Domnul, dar în focul geloziei mele vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului Edom, care s-au însușit țara mea, s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să jefuiască roadele. De aceea prorocește despre țara lui Israel și spune munților și dealurilor, râurilor și văilor: așa vorbește Domnul zilor oștilor, iată vorbesc în gelozia și urgia mea pentru că suferiți o cară din partea neamurilor. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, înridic mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însuși o cară. Și din capitolul 39 citesc de la versetul 21: îmi voi arăta slava între neamuri și toate neamurile vor vedea judecățile pe care le voi face și pedepsile pe care le va lovi mâna mea. Cei din casa lui Israel vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu lor și în ziua aceea și de atunci înainte. Și neamurile vor cunoaște că din pricina regiului ei a fost dată casa lui Israel în robie, din pricina fără de legilor ei se vârșite de ea împotriva mea. De aceea le-am ascuns fața mea, am dat în mâinile vrăjmașilor lor ca să piară toți uciși de sabie. Și adăugăm cele scrise în Ioel, în capitolul 3, versetul 1, căci iată în zilele acelea și în vremele acelea când voi aduce înapoi pe prinși de războiul al lui Iuda și Ierusalim, voi strânge pe toate neamurile și le voi pogori în valea lui Iosafat, acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu. Și mai pe larg, în Zaharia, în capitolul 12, citim secvențial de la versetul 2: iată, voi preface Ierusalimul într-o potir de amețire pe toate popoarele de prin prejur și chiar pentru Iuda și la impresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face în Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți ce vor ridica vor fi vătămași și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Versetul 9: în ziua aceea voi căuta să nimicesc toate neamurile care vor veni împotriva Ierusalimului. Capitolul 14, de la versetul 12: tăriată urgia care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Și prezintă forma de pedepsire. Să recapitulăm. Deci Dumnezeu ia atitudine, fie individual, fie la nivel de națiune, sau la un alt nivel intermediar, de toate faptele oamenilor. În mod special, Dumnezeu este atent la modul de închinare, la practica religioasă, la bătălia permanentă dintre religia adevărată a poporului său și religiile false a celorlalte popoare. Dumnezeu notează tot ce decurge de aici. Atitudinea poporilor față de evrei, atitudinea evreilor față de alte popoare, dat fiind planul care l-are Dumnezeu cu ei de a fi portător de cuvânt ai săi. Și când își pierd acest rol și adoptă închinarea păgână, Dumnezeu i-a pedepsit, îi pedepsește. Prin alte popoare și pe alte popoare le pedepsește
prin poporul său sau în funcție de atitudinea lor față de poporul său. Încheiem afirmând încă o dată că Dumnezeu supraveghează toate popoarele îndeaproape, implicându-se în evoluția lor spirituală și materială. Dumnezeu nu este preocupat în cer și să-și arunce privirea numai din când în când înspre pământ. El supraveghează totul îndeaproape, dar are termene în care oferă oamenilor libertate, după cum are și termene în care acționează cu judecățile sale. Scrie în Daniel capitolul 5 de la versetul 18, sunt cuvinte rostite de profet către Belșațar împărate. Dumnezeu cel prea înaltă statului tău, Nebucadnețar, am mai citat asta, autoritate deplină. Până când, versetul 8:21, acesta a recunoscut că Dumnezeu cel prea înalt stăpânește peste împărăția neamului și o dă cui vrea. Dar tu n-ai ținut cont. Nu ți-ai zmerit inima. Măcar că ai știut toate aceste lucruri și te-ai înălțat împotriva Domnului celor, ai batjocorit religia sfântă, profanând vasele, slăvind pe Dumnezeii tăi, versetul 23, care n-aud, nu văd, nu pricep și n-ai slăvit pe Dumnezeu în mâna care este suflarea ta și, atenție, toate căile tale. De aceea Dumnezeu a acționat în consecință, a trimis acel înscris și a pus capăt domniei și stăpânirii Babilonului. În 7:14 este scris că acel fiu al omului venit în fața celui îmbătrânit a primit stăpânire, slavă, putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oameni toate limbele. Stăpânirea este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Adică ceea ce nu vor oamenii să recunoască, să accepte, să facă aici, va face Dumnezeu în împărăția lui. Oricine rămâne, pentru că toate popoarele se vor pierde. Cum am citat din Ezechiel 25, că s-au pierdut anumite popoare din vechime. Cum s-au pierdut cananiți și mai rămăseseră doar câțiva ca robia lui Solomon dintre gabaoniți. Și cei ce îl vor recunoaște pe Dumnezeu vor fi încorporați în poporul său, chiar dacă nu sunt evrei. Și Domnul Iisus Hristos, adevăratul rege, regele regilor, va domni. Să ne amintim spusele lui Petru care spunea, văzând cum Dumnezeu l-a primit pe Corneliu, cum i-a acceptat rugăciunile, văd că Dumnezeu nu este partinitor. Fapte 10:34. Vă citesc și cele scrise în Apocalipsa 15, unde este scris de la versetul 3, într-o cântare, că Dumnezeu este împărat al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, cine va slăvi numele Tău, că numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni să închine înaintea Ta pentru că judecățile Tale au fost arătate. Toate poporile vor recunoaște pe Dumnezeu, se vor închina, dar nu toate vor face parte din poporul Său, numai cele care în mod liber, nu forțat, vor accepta stăpânirea Sa. Vorbind despre Israel, ca popor al Domnului, ei au avut o chemare, o istorie, un rol distinct între popoare, și Dumnezeu încă va lucra prin ei, cu ei, pentru ei, dar promisiunile Domnului adresate lor sunt pentru toți cei mântuiți dintre toate popoarele. De aceea să spunem cum este scris în cartea profetului Mica, în capitolul 4, versetul 5, pe când toate popoarele umblă fiecare în numele Dumnezeului său, noi vom umbla în numele Dumnezeului nostru totdeauna și, pentru că împărăția asta este eternă, în veci de veci, Doamne ajută! Sper că nu aveți îndoieli, de aceea vă fac această mențiune din Efeseni capitolele 2 și 3, că toate favorurile evreilor ca perspectivă eternă sunt și pentru noi. Scrie aici că noi eram altă dată, versetul 11 din capitolul 2, neamuri, între altele,
străini de legăminte, că evreii erau special prin legământul lor, prin cuvintele primite, fără nădejde, fără Dumnezeu. Dar acum am devenit împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu și suntem, așa cum am spus că voi reveni la 1 Petru 2, de acum, versetul 9, un popor al lui chemat să vestim puterile minunate acelui ce ne-a chemat din întunerițe la lumina sa minunată. Pe noi care nu eram un popor, dar acum suntem poporul lui Dumnezeu. Atunci nu căpătaserăm îndurare, dar am căpătat îndurare. Mărit să fie Domnul! Pentru că El ar vrea ca toți să fie poporul Lui, că toți sunt creați după chipul și asemănarea Lui. Dar cei ce nu vor să devină poporul Lui vor rămâne vremelnic ca popoare, urmând să se piardă, cum s-au pierdut popoare și imperii. Va rămâne pentru vecii vecilor numai poporul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeul acesta mare și binecuvântat să fie poporul său. Amin.